Șoferul din Dolj, prins beat la volan pe străzile din Gorj, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au identificat în trafic un bărbat de 56 de ani din municipiul Calafat, județul Dolj, în timp ce conducea un autoturism pe strada 11 iunie din Târgu Jiu, având o concentrație de 0,69 mg pe litrul alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența alcoolului.